Vă salut cu stimă și deplin respect. Este vineri, 5:30 dimineața, doar ce am deschis ochii, după cum cu siguranță se poate vedea. Am apăsat repede pe record ca să fie treaba cât mai veritabilă. O să beau cafea, o să mă spăl pe față, pe dinți, pe suflet, nu știu. Și o să plec la treabă. Să facem și proba cântarului oficial. Superb! În mod oficial, sub 71 de kilograme. 70,9. Vreau să împart cu voi remediul pentru o problemă comună și anume herpesul. Mi-a apărut aseară. Nu, n-am băgat botul la savarină. Foarte curând. Dar apare din cauza unui virus. Nu mă întrebați ce virus, ce prospecte, ce manifestare, ce origine are, că nu sunt chiar așa de cult pe cât m-ați crede. Dar remediul este, sau unul dintre remedii este aplicarea de usturoi pisat, semi-pisat. Cum vedeți, nu l-am pisat ca lumea, că n-am pisător de usturoi, dar trebuie să-mi iau dacă tot vreau să fiu bucătar exclusiv. Aplicăm usturoi în zona respectivă de 3 ori în 12 ore și trece. Acum să mă chinui să... Așa. Zici ca un botox. Botox. Este prea mare. Hai în gura, mătii. Atenție! Ustură ca dracu! Cam asta e soluția. Pentru herpes. Vă rog să-mi explice și mie cineva treaba asta. 25 de kilograme și 10, 20, 30 de kilograme. Da, vă rog, explicați-mi și mie. Pe mine mă depășește sincer. Am venit din nou până la mall să cumpăr câte ceva. 400 de grame de ceafă de porc. Mă rog, vă arăt acasă. Am luat și un nou cuțit de ceramică. Sper să fie pe măsură. Tigaia foarte bună, foarte mulțumit sunt. Să vedem și cuțitul. Și mi-au dat încă o mănușă cadou. O să... Eu fac și eu cadou mai departe, mai când, ce să zic. E ora 11 și puțin. Merg spre casă să mănânc ceafă aia minunată. Până acum, din punct de vedere al alimentației, am avut de dimineață cafeaua cu 50 de ml de lapte gras, 7,5% grăsime și 15 grame de BCA cu 8 grame de citrulină. Apoi, după antrenament, 40 de grame de izolat proteic și 2 banane. Și cam aici mă situez până acum din punct de vedere al alimentației. Nu ce se grăbește ăsta, mă, ce furios. Și se pregătește prima masă a zilei. O bucată de ceapă de porc, baby carrots, ciuperci, cimbru, puțin usturoi, ulei de măsline, sare, piper, ceva bun. Doamne, apără și păzește cât de bun e! Ah, extraordinar de bun! Ah. Este ora 5:30, mă duc din nou la treabă, iar din punct de vedere al alimentației, am mai consumat 2 cutii de brânză cottage, 4% grăsime și o cutie de iaurt grecesc, 2% grăsime. Mi-am terminat și proteina pe ziua de azi. Iar acum am oprit până la benzinărie ca să-mi iau o ciocolată. 100 de grame pentru 530 kcal și cred că cu asta se va termina alimentația mea pe azi.
ceea ce mă duce la 2200 kilocalorii. Cine s-ar fi gândit? Slăbire cu ceafă de porc și ciocolată. Tare, nu? Încercați, merge. Și încă o zi este aproape de final. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic extravagant. Am fost la sală, am făcut treabă, m-am întors acasă, am avut încă o sesiune de online coaching. Am mai făcut niște ordine prin casă, am mai pus niște usturoi pe buză. A funcționat, deja e pe calea de dispariție, deci vă recomand și vouă. Și n-aș avea niciun motiv să vă mint, pentru că nu este usturoi mai protein, deci nu câștig nimic de pe urma acestei publicități. Și înainte de încheiere, pentru că ați observat că în aceste vloguri încerc să am o traiectorie cât mai educativă, chiar dacă o mai dăm în glume, în Caterin și în alta, încerc să păstrez același profil educativ pe care l-am avut încă de la începutul acestui canal. Și ceea ce vreau să spun la finalul acestei zile este legat de un sfat pentru începători. Sunt mulți tineri care mă urmăresc și vă mulțumesc pentru asta. Și ceea ce vreau să le spun tuturor tinerilor, ce le-am spus în trecut, ce le spun acum, ce le voi spune și în viitor, răbdare. Primesc multe întrebări de la persoane care au una, două, trei luni de sală și mă întreabă de rutine, de push, pull, split, leg day, tehnici, de administrarea carbohidraților, indice glicemic și mai știu ce. Complicați prea mult lucrurile, sunteți începători, încă învățați cum să faceți flexia pentru biceps și nu zic în nume de rău, o spun ca să înțelegeți că aveți nevoie de răbdare. Dar nu o să mă lungesc inutil, vreau să fac trimitere spre un clip destul de vizionat, pe care l-am făcut în urmă cu mai mult de un an de zile, dar informațiile sunt cât se poate de actuale și acum. Clipul se numește Clipul se numește cele mai bune 5 sfaturi pentru un începător în fitness. Urmăriți-l. Dacă l-ați văzut deja, vă sugerez să-l vedeți din nou. Poate vă va readuce aminte cum stă treaba. Și luați informația pentru acasă. Răbdare. Asta este cheia. Și referitor la potențiali cârcotași, ca să nu zic chiar hateri și mâncători, m-ați văzut azi că am mâncat ceafă de porc și ciocolată. Cine încă nu cunoaște ceea ce fac, va spune cum naiba poți să promovezi așa ceva. Nu o să intru în detaliile vechilor videouri, dar o să spun faptul că știu ce fac, că funcționează, că vă sfătuiesc să vă lărgiți orizonturile și să ieșiți din alimentația aceea restrictivă, clean eating, healthy food, toată ziua mâncare la caserolă sau mai știu ce. Viața poate fi trăită într-un mod cât mai plăcut și să ai și rezultate maximale la același timp. Nu este o simplă iluzie, este o realitate. Atâta timp cât lucrezi cu mintea, vei avea rezultate superioare. Nu mă credeți? Încercați să credeți asta. Dar până atunci, mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare!